Bună ziua, dragi, și bun găsit la tine cu microfon, mai iată de din nou la treabă. Spuneam Ștefania, lăsăm predicări pe viteză, a schimbat doar data și așa cum a rămas înghețată lecția, în continuăm cu rapoarte și proporții. Așadar, mai întâi un raport ce înseamnă? Un raport înseamnă 2 pe 3. Da? Deci, apropo de rapoarte, poate chiar de aici o să plecăm. Deci 2 și 3. Știi cât înseamnă asta? Asta e un număr de care, cum zicem noi. Este un număr fracționar. Ordinar. Da. Deci fracționar ordinar. Da. Adică, știi, numerele sunt raționale, numerele raționale notate cu Q. Sunt de două categorii. Fracții decimale și fracții ordinare. Da? Fracții decimale și fracții ordinare. Asta este o fracție ordinară. Și dacă vrem să o vedem ca fracție decimală, facem o împărțire. Voi împărțiți la 3 merge de 0 ori, 20 împărțiți la 3 de 6 ori, 6 ori prin 18 se pune acolo 2, iar prin 10, iar de 6 ori, e de 6 în perioadă. Deci, valoarea acestei fracții este același lucru cu numărul 10 mal, cu infinitate decimale, un număr periodic, cum este asta, simplu, nu? Da. Este un număr periodic simplu, observăm foarte clar. Asta s-a traduce, s-a scrie ca o fracție ordinară, știi bine, înapoi, scriem 6 sub alteța de 9, câte cifre avem în perioadă, și super 9. Simplificăm prin 3 și facem 3 pe 3. Vezi? Este pe perioadă la care a plecat. Așadar, raport înseamnă o fracție, un raport. Înseamnă o fracție ordinară. Ei, fracția 2 pe 3, spuneam, este surprins, este echivalentă sau este egală cu fracție, este același lucru cu 4 pe 6. Dacă poți fi 4 la 6, știi că dă tot 0 pe 6. De roată. Sau pe 6 la 9, dacă împărțim. Și mai departe. Și atunci se de plecând la un raport, la o fracție ireductibilă, pe 2 pe 3, putem construi alte fracții reductibile și să naște proporția. Două din ele, la care le oprimă momentan, două rapoarte egale, acum avem de face cu o proporție. Și ce este important în proporția respectivă, produsul mediu egal cu produsul extrem. Când lipsește unul, spuneam data trecută, când lipsește unul din termeni, sigur că acela este egal cu produsul ăsta, spuneam că este acela. Motivul ar fi următor. Fiind 2 ori 6 face 4 ori x, atunci, deci nu mecanic, nici la matematică nu mecanic, ce ușor să descoperi, că tot are logică. Da. Lucruri sunt legate. Deci, practic, x-ul 6 egal cu 2 ori x-ul 4. X ori 4, 2 ori 6. Adică, de aici, X-ul e dat cu dreapta pe stânga, nu? 2 ori 6 supra 4. 2 ori 6 supra 4. Ăsta e motivul. Și de acolo am găsit pe X egal cu 3. Deci, ori de câte ori avem o egalitate de 2 ori la 4, înseamnă că am o proporție. Dacă e egalitatea de 2 sau mai multe rapoarte, am un șir de rapoarte, acolo egal e 3. Deci proporții. Și pe baza unei proprietăți putem obține proporții derivate. Suma numărătorilor, pe suma numitorilor, dar fiecare rapoarte acolo. Da? Deci dacă plec la raportul 2 pe 3, între la 3 pe 3, el este egal, cum mai am văzut împreună, cu 4 pe 6. Da? Egal cu 4 pe 6. Deci, când înmulțim și numărătorul și numitorul cu același lucru, fracția e neschimbată, valoarea rămâne neschimbată. Dar, nu știu dacă mai este egal, cu semn de întrebare, cu 4 adunat un număr cu 3, sub ca 6 adunat un număr cu 3. Nu știu dacă mai este același lucru. Deci, mă întreb dacă, iată acum ca idee, dacă aduna numărătorul, când înmulțești numărătorul și numitorul cu același lucru, ea este sigur același lucru, da?
cum am plecat la 2 pe 3, am mulțit-o cu 2 și am plecat 4 pe 6. Dar dacă aduci la numărător și la numărător, nu știu dacă mai este adevărat. Și este vedere de face. Ales puterea cu 7, supra 6 cu 3 pe 9. 7 pe 9, nu cred că este la 2 pe 3 sau 4 pe 6. 7 e un prim. Nu, nu, dar ne convinge foarte bine. 2 la 9. Deci dacă ar fi egal, 2 pe 3, da, egal un semn de întrebare, cum știm, da, cu 7 pe 9, și dacă ar fi egal, ar trebui să se întâmple după ce știm, a, plus 2 la 9, egal 3 la 7. Fals, adică 18, egal 3 la 7, 21. Fals. Vezi? Nu se întâmplă acesta lucru dacă nu și la numărător și la numitor același lucru. Nu se obține un raport egal cu celălalt dinainte. Da? 7 pe 9 este egal cu 2 pe 3. Sau 4 pe 6. Nici 4 pe 6. 4, 9, 3, 6, 6, 7, 4, 9. Deci, observ un lucru foarte important. De semne de întrebare se menține și chiar e greu, dar mă te spune. Ștergeți-mi din întrebare și 2 pe 3 nu este egal cu 7 pe 9. Așa, deci la coarte și proporții. Și am văzut că unele sunt situații când nu numai X este aici jos, ci poate să fie o expresie. Și atunci, pe fără proprietății, eu îi dau drumul repede și unde apar, în fapt, repede ca aplicații la mărim de și ies proporționale. La rapoarte și proporții. De fapt, la mărimile direct și ies proporționale, se egalează niște rapoarte. Da. Asta nu știe că la parte care nu sunt egală. Că dacă spun că X, Y, Z, X, Y, Z este direct proporțional cu numele 2, 7 și 9, în cazul eu scriu de aici proporțiile. Așa e, era egal de la parte. X pe 2. X pe 2, egal de Y pe 10 pe 9, da? 10 supra 9. Ei, și autorul întotdeauna, dacă începe să treacă pe X, Y și pe Z, mai întâi o relație. X, Y plus Z egal cu. Și noi notăm cu K și după pe X, pe 2 egal cu K, scriem ca X egal cu 2 ori K. Sigur, da. Deci aplicăm toate tot ce știm de la toate. Vezi, nu puteam să fac și mă reprim proporțional și disproporțional, fără să știm de toate lucrurile de la rapoarte și proporții. Nu le știm pe acelea, dar nu trebuie să ne mișcăm. Deci toate vin într-o legătură foarte clară, atent, așa să zicem. Bun. Acum, să se facem la procenții. Am început lecția cu procenții și am lăsat pe undeva într-un. Hai să vedem ce înseamnă o dorime, să zice aici. O dorime fiind 10. Egal cu 1 pe 2 ori X egal cu... O 2 mai cu jumătate din 10. Dar vreau să fie foarte să înțelegi bine. Asta înseamnă o 2 jumătate din 10. Cât e jumătatea la 10? 5. 5. Deci o 2 din 10 egal cu 5. O 2 mai din 10 egal cu... De fapt, ce s-a întâmplat? 1 pe 2 am fost înmulțit. Și ne-au dat la mulțirea asta, 2 cu 10 se simplifică. Deci face 5 și o luăm 5 pe 1. 5. Deci asta înseamnă să afli jumătate din un număr. Jumătate din un număr. Asta înseamnă. Dar 1 pe 2, 1 pe 2 este egal cu 2 pe 4. Nu? Sau egal cu 4 pe 8. 4 pe 8. Sau egal cu cine? 16 pe 16 pe cât? 4 pe 4, 16, 4 pe 8. Nu? Asta înseamnă că e mulțit. Sau e mulțit cu asta cu 8. Da. Ori că e mulțit cu asta cu 1 pe 2 cu 8 și face 8. Nu, cu 16 și face 16, 16, 32. Sau egal cu 50 plus 100. Spune-mi tu, dar nu te-ai întrebat.
Da. Adică s-a mulțit cu 50. Cu 50 ori 2, deci să nu țin simtate, s-a plicit fracția asta, cu 50 ori 2, 50, înțelegeți? Da. Sau dacă întoarcem și simplificăm aici, tot 1 pe 2 faci, prin 50 simplificăm. Când faci fracția pomidorul 100, se cheamă că faci procentul. Deci, cât reprezintă, ia să vedem, întrebare, cât reprezintă, reprezintă 50% din 5, din 10. 50% din 10. 50 pe 10, pe 100. Înmulțim cu 10. Deci asta ar fi echivalent. Poate spune 50 pe 100. Înmulțim cu 10. Și 0 cu 0. Deci când 10 simplifică, iar tu pe sus, jos, da? Și face cât? 5. Adică 5 de înainte. Da. Dacă și mai fost 1 pe 2. Da. Dar în practica corectă, spunem că am făcut, am calculat două jumătate din 10, ci 50%. Da. Adică jumătate dintr-o sută, cât era el reprezentat 100%, 10 de, și când am făcut 50%, e jumătate din ea. Deci vreau să înțelegi fenomenul practic. Cum s-a ajuns la procente? De unde s-a plecat? Era ideea că numitorul la împărțire ar fi 100. Și atunci nu mai spunem că e 50% 50%. Da. Punem, așa e scrie, forma de scriere. Ia să vedem cât ar fi 25% din 20. 25 pe 100. Deci e egal 25 pe 100. Ori 20. 0 cu 0. Așa. 5, 20. 10 cu 25 aici, nu dintr-un 5. Da. Și aici rămâne jos 2. Și sus rămâne 5. 2 cu 2 se simplifică de aici. 2 și rămâne doar 5. Doar 5. 5. Deci 25% din 20 este 5. Tot am zis tot atât, da? Cum a fost mai înainte. Tot 5 este. Păi, acum ți-e clar ce înseamnă procentul? Deci e fracția din numărul acela care are numitorul cât? Numitorul 100. Asta e povestea. Relația cu adevărat este următoarea. Să spunem, pe la 100 din X egal. Da? Egal cu minus. Deci, relația pe care o avem de acum este așa. F la 100 ori X egal cu Y. Asta e relația. F la 100 din X egal cu Y. Când ne dă doar să aflăm că nu știm X. Așa, acum facem toate trei situații. Deci facem cele trei probleme. Sunt trei probleme aici. Una, două, trei. Știu procentul, știu și pe X, să nu fac Y. Asta am făcut acum. Da. Da? O să facem că știu pe X, știu și pe Y și am făcut procentul. Și știu pe Y, știu procentul și am spus. Toată situația. Ei, la profundă, de asta se întâmplă. Deci, totul capătă claritate. Tu de ce mă pregătit astăzi? Este duminică, la ora 2. Toată lumea face orice altceva. Da? De exemplu, la matematică, iată că nu faci așa tot, e data de 28, de aici, prietenii noștri. Și vine aici. De ce? Pentru că acolo e la clasă obosește. Da? Deci, nu ți se prezintă așa. E greu să facă și profesorul așa, oare? E foarte greu. E foarte greu să știi. Dacă faci cu o foaie în față. Ești cu atât mai mult cu foaie în față. Dar vreau să spun
spun că ei, la rândul lor, nu știu foarte bine lucrurile acestea. Și cum, când tu nu ți este clar o problemă, cum să te faci tu înțeles? Nu da. Față de un copil, față de un elev. Nu. Și se întâmplă, acum spunem așa că trei prieteni, nu ne aude nimeni. Da. Se întâmplă și la meditație același lucru. Te duci la meditație, stă lângă tine, îți dictează, faci același lucru și stilul care îi faci la clasă. Da. El nu ar fi în stare să facă altfel. La meditație, da. Așa cum face, doar nu știe altfel să facă. Și mă, și te alegi? Te alegi? Cu tema nu ați gândit acolo. Tu zici, da, da, ți-a dictat de vorbul de tema. Tu ce-a doua zici, eu prezinți. Și el spune, foarte bine. Da, suntem cu cartea la tablă și... Și te mai ajutorează să te dă la 9 și 10 și de așa ne mințim. Asta e marca. Asta la biserică, preotul la un moment dat spune așa, cel mai minunat este lucru este ca omul să spune ceea ce gândește. Adică să nu fii duplicitar. Da. Să fii sincer, să fii corect. De aceea, relația este frumoasă dintre oameni când tot ce spun este rodul gândirilor și ce gândesc ei, spun. Nu lasă loc de interpretare. Duplicitatea înseamnă de fapt niciuna. Da. Așa a fost niciuna, așa a loc și atunci oamenii ce nu mai se simt bine. Și au pierdut încredere între ei și așa mai departe totul. De aceea noi am ajuns acum cu învățământul într-o stare gravă, pentru că ne mințim. Asta e mantra, ne mințim. Și voi sunteți victime în acest lucru. Așa, mă întorc acum și să nu pierdem să facem toate cele de lucruri. Și cum am procedat a fost data trecută. Când reprezintă, hai să spunem,
Iar pentru 2 cu 10. 2 cu 10 rămâne 5 și 13 pe 5 este valoarea, adică Y-ul. Da. Asta este Y-ul. Deci la întrebare, cât reprezintă 13% din 20? Reprezintă Y-ul care este 13 pe 5. Da. Altă problemă care putem să o vedem în practică. Se dă, să zicem, se dă B% și cine se mai dă? Y. Așa. Deci se dă B% și Y. Da. Și practic se cere să aflăm X. X-ul egal cu 5. Păi nu fac decât să mă duc în formulă. Zice. Dăm problema așa. Să se afle X. Ce să se afle? Știm că 20% dintr-un număr egal cu atât, cine este? Care este numărul respectiv? Așa de important. Știm că 20% dintr-un număr, nu știu, da, egal cu atât, da? Aflați numărul. Da. Așa de important. Dar e pentru o bună terminologie, da? Știind că 20% din număr este egal cu 5, așa, să se afle numărul respectiv. Adică se dă procentul, 20%, se dă Y-ul, adică asta este Y-ul, nu? Da. Asta e Y-ul. Și scrie relația. 20% ori egal cu 5. Y egal cu 5. 20% ori X egal cu 5. Printr-un 10. Chiar printr-un 20 pe așa. Prin 2 așa 5. Deci 1 pe 5 ori X egal cu 5. Și acum ne dăm matematica în lucru. Ai vorba de mulți două fracții. X pe 1 aici, nu? Da. Adică 1 ori X. Deci 1 ori X care face X. Și pe unul așa că a spus, da. Și a dat acum pe proporție. De vreme, când te găiți. Rezultă că X egal cu 5 ori 5 supra 1. Adică 25. Da. Egal cu 25. Deci, să se află în totul și pe timp, știm că 5% din el este atât. Și atunci nu aflăm pe timpul respectiv. Spunem așa, un produs, un costum de haine, deci un costum de haine, de haine, se ieftinește cu cu 20%. Se ieftinește cu 20%. Bun. Noul preț este 100 150 să se afle prețul anterior.
să se afle prețul anterior. Deci o profilioare se ieftinește cu 20%. Noul preț este 350 lei. Să se afle vechiul preț. 20% din X egal cu 350. Asta, deci 20% din X este egal cu 350, înseamnă să aflăm cu cât s-a ieftinit. Da. Deci aflăm cu cât s-a ieftinit. Ce ne se cere? Autorul ne cere, ne cere să aflăm noul preț, vechiul preț. Da. Nu știm. Hai să notăm cu X. Deci notăm. Notăm cu X. Notăm cu X. Notăm cu X. Notăm cu X. Prețul inițial. Prețul inițial. Acela care a fost afișat. Înainte de ieftinire. Prețul inițial, o să pui în paranteză. Înainte de ieftinire. Și înainte de ieftinire. Acum, dacă s-a ieftinit cu 20%, înseamnă că noi scădem din prețul acela din X. Că el arată pe 20% din X. Deci scădem cu cât s-o ieftinit. Ca să fiu mai înțeles așa. Deci era un preț. Bănesc mai mare decât 350. Da. Nu știu, X. Din X-ul ăsta se scade 20%. Da. Da. Din X, da? Da. Deci spun și noi așa. Din X scădem 20% din X, adică un X. Deci din prețul inițial scădem 20% din X, că cu atât s-a ieftinit. Și rezultă, după ieftinirea asta, 350 lei. Nu-i bună relația asta. Din X a scăzut 20% din X. Eu știu 20% din X. Așa scrie, polifist. Și vedem acum. Și acum lucrăm. Deci imagine. Hai să lucrăm. X minus, doamne, ce? X minus 20 pe 100. 20 pe 100. Poate este egal cu 350 lei. 350 lei. De X, să vă înțelege cam asta. X minus deci va fi X minus se simplifică într-un 5 aici 1 pe 5. Da, deci minus 1 pe X minus 1 pe 5 ori X sau 350 echivalent. Aici trebuie să mă simtesc fie X-ul ori un X, nu? Da, X optem face de aici ca să vedem timp. Știi bine că da. Suntem luptat cu timpul. Deci echivalent X minus... X minus 35 egal cu 350. Așa, echivalent. X egal cu 350. Stop! Aici avem de făcut o scădere, fracții, chestii, nu? A, pe X o amplificăm cu 5. Așa, pe X o să cu 5 și avem... Avem 5 ori X. 5 ori X. Supra 5. Supra 5, bine. Da, supra 5. Minus X pe 5, nu? Da, minus X pe 5. Egal cu 350. Acum... A fi în aceeași numitoră, chiar de timp, mai să spunem. Trebuia să spunem un singur numitor aici, cel de fracție. Deci trebuia să spunem 5X minus X pe 5. Așa mă așteptam la tine. Deci e drept că așa s-a amplificat cu 5 ca să fie aceeași tot, dacă să mai pierdem timpul. Deci e 5 x minus x totul pe 5 egal cu 350. Echivalent.
5x minus x. 4x. Deci vine 4x supra 5 egal cu 315. Acum 4 ori x egal cu 5 ori 315 supra 1. Așa. Alo? Mergea. Eu sunt într-o lecție de matematică, mă sunt după ora la 5. 5 jumate. La revedere. 5 ori 350, 100, 1750. Deci, aia, practic ai pus să fie același numitor și aici 5, nu? Da, și după aia... Ai amplificat 3 cu 5 și ai zis că 4x egal cu... 4x egal cu 5 ori 350. Da. 4 ori x egal cu 1750. 1750. X egal cu 1750 împărțit la 4. Da. X egal cu, merge de 4 ori, 16, 15, de 3 ori, 12, 30, 4 ori, merge de 8, de 7 ori. 7 ori. 28, rămâne 2, punem virgula și un 0, așa. 20, 5. 5. Deci 437,50 de bani a fost prețul înainte de ieftinire. M-am bănuit, după ieftinire, au ajuns aici. Da. Înainte a fost 437,50. Foarte tare problema. Da. Deci vezi? Aici a fost toată, după secret, este să interpretăm din preț. Din prețul acela X, știu. Scădea. Scădea. Dacă se scumpea, adunam. Sigur, da, sigur. Da, 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 da. Deci dacă se scumpea, adunam pe cel 20%. Da. Deci vezi toată povestea și de acum după ce ai făcut relația. Este relația asta corect. Asta de aici. De acum matematica aș face. Pentru că ne putem întreba, dar ce atâta matematică? De ce e nevoie de matematică? Păi uite, pentru chestiuni practice. Da. Deci am făcut chestia asta, acum începe operația care nu ți-a două fracții. Da? Da, după... Adună scăderea fracțiilor, da. În același viitor. Nu de ce am făcut operația cu fracții? Că avem nevoie concretă, practică. Da. Da? Și după care, de dată, să fie după ce ajungi la ce ajutor toată povestea asta, cum se va afla necunoscută, X-ul îți face dreapta pe stânga. Deci nu-i nimic în zadar. Să nu înțelegi că acum te-ai deplasat într-o zi de duminică, când toți copiii ar fi putut să facă orice. Nu degeaba, fiindcă aici niște lucruri descoperi spectaculoase. În sensul tău, matematică este de utilitate practică nemaipomenită. Mergeam în avion, într-o băie test așa mare și mă gândeam câtă matematică e acolo. Doamne, Doamne, aripile sunt tine, sunt succes, sunt vârtez, faci, coboară, urcă, totul. Matematica rămâne cea pe care putem construi foarte atent, fel de fel de lucruri. Da? Deci, oriunde, oriunde nu există domeniul în care sunt matematică să fie prezent, se dezvolte și gândirea. Altfel, percep lucrurile. Mărimile pe care le vedem în natură, ele sunt corelate și sunt sub, să spunem, relații matematice. Da? Așa. Așa asta poate fi un model de probleme care poate să-ți apară. Da? Hai să mai facem așa. O altă problemă. Să zicem. Un produs se scumpește cu 15%, iar după aceea se ieftinește cu 10%. Știți ce vă povestesc? La sută, da. Acest efect de 10% și
are prețul de 25 lei. Deci comerțianul ce-a făcut? O scumpit cu 5%, nu se mai vindea. Și băi, ce nu se vinde. Hai să mergem cu, coborâm cu 10%. Dar el are totuși câștig. Da. Deci, vezi, e tot tactic. E chestie marketing. Adică spune așa, se vindea foarte bine produsul. Adică prețul. Nu se mai vindea, o scânt un pic. Omul când zice, băi, ce-a finit? Și ea se vinde. Da. Dar e jocul ăsta psihologic, să zic așa, e în avantajul celui care vinde. Pentru că el a făcut jocul ăsta, nu l-a mai finit tot cu 15% cât l-a ridicat, ci doar cu 10%. Încât eu creat sentimentul de satisfacție cumpărătorului, spunând, băi, eu ți-a finit. Da. Nu l-a mai luat o perioadă că era 15%, dar acum ți-a finit, e bun. Da. Așa. Nu știu cât a fost pe prețul inițial. Da. Ce facem cu notă? Notăm cu X. Da, notăm. Cu X, prețul inițial. Și atunci? Supra 20x egal cu Y.
echivalent cu amplitudinea maximă 20, nu? La x-ul ăsta. Da. Cam 2, deci 20 ori x. Plus 3, da, plus 3x ca să nu te energie. Totul supra 20. Cam același unitor, după aceea calificate. Deci, da, acolo e la 3x. Așa e egal cu y. Egal cu y. Adică, echivalent, vă spune că y e egal, citim egalitatea. Y egal cu 17x. 20 cu 3? Am 23 ori. 23x, vezi? 20. Ăsta e Y, subliniem. Lucrăm și relația cealaltă cu Y. Y minus 10 pe 100. 10 pe 100. Ori Y egal cu 25. Echivalent. Simplificăm pentru 10. Pentru 10. Prin 10, da, nu? Da. Rămâne 1 pe mai simplu. Scriem echivalent Y minus. Y minus 1 pe minus Y pe 10, mai care simt. Y ori 1 face Y, da? Ai înțeles că era 1 pe 10 ori Y. Da. Și Y-ul ăsta nu se lucește doar pe între ei. Da? Y minus Y pe 10. Egal cu 25. Egal cu 25. Acum fixăm cu 10. Exact. 10 Y minus Y tot supra 10. 9y egal cu 20, 9y pe? Pe 10 egal cu 25. Egal cu 25. Acum, amplificăm și cu 10 aici, că merită. Da, și cu 10. Și atunci 9 ori y supra 10 egal cu 250 supra 10. Supra 10. 250. Acum, fiindcă au același unitor. Înseamnă că 9 ori y egal cu 250, pe unde y egal cu 250 împărțit la 9, y egal cu 9 în 25 de... 250 împărțit la 9, lăsăm așa. Când se simplifică? Da? Fracția asta nu se simplifică pentru că nici prin 3 măcar. Uite, divizorul, el este ireductibil. Numitorul ar trebui prin 3 sau prin 9. Da. Și 25 nu vrea. Nici prin el vrea ceva cu 5 sau cu 2. Da. Da. Deci nu vrea. Și atunci este ireductibil. Da. Da? Ireductibil. Și de desubt Y cu pic altă parte, am zis că este egal cu cine? Egal cu 23 ori X supra 20. Nu e același Y? Egal. E același Y, da? Y cu 10 egal cu asta, adică astea două sunt egale. Da. Deci odată Y cu ne-a dat pe prima parte, așa. Și a doua, al doilea Y cu gândul, ne-a dat 23 X pe 20. Și lăsăm așa? Adică, nu, egală, mă sunt două. 250 pe 9, egal cu 23 pe 20. Da. Fine, dacă e aceeași lucru.